Primăria Municipiului Timișoara a anunțat un proiect de revitalizare a memoriei Revoluției din anul 1989, prin includerea a 9 locuri simbolice din oraș într-un traseu comemorativ. Aceste locuri vor fi reamenajate pentru a crea spații publice de calitate, cu locuri de odihnă, iluminat public, acces facil pentru pietoni, bicicliști și persoane cu mobilitate redusă. Traseul va fi marcat cu informații turistice și istorice în mai multe limbi. Vizitatorii vor putea retrăi momentele revoluționare prin tehnologia AR, oferindu-le o experiență autentică a evenimentelor din acele zile. De asemenea, o platformă online accesibilă prin coduri QR va include o arhivă dinamică cu fotografii, înregistrări video și audio și alte documente referitoare la Revoluție și la oraș. Proiectul este finanțat prin fonduri PNRR, o valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro.